Zima, e ciorbinți, țicaia de fasole? Ciorbinți, ciorba de fasole? Ah, e bună, mă, și ciorba de fasole. Dar de trei ani, aia, dar de trei ani. Mă, ciorba de fasole de trei ani, să-i dau un șef. Păi ce face, mă? Am pus-o în frigider, am dus culoare, ce-a corojit. Stai așa, că mi-a venit o idee. Hai că ne descurcăm cu ciorba de fasole. Ideea mi-a venit și mie. Păi, știi cum facem? Fii atent aici la mine. Ascultă comanda la mine. Așa, tu te duci în bucătărie. Acum? Da, nu, stai puțin, ca să înțelegi cum facem. Îi dăm ciorbă de fasole, dar noi îi spunem că îi dăm ciorbă, îi dăm asta, na, pulpă de porc. Așa, îi spunem că îi dăm pulpă și tu te duci și spui șeful. Eu n-am pulpă de porc, nu? Lasă, mă... Măi, ascultă, înțelege, omule, că ne grăbim și... Măi, fii atent, ăsta pică din 5-5 minute. Ascultă-mă. Și kamikaze. Măi, omule. Măi, omule, înțelege-mă. Da, mă, pică, șeful! Băi, înțelege, măi, omule, măi, netezat. Ascultă, te rog frumos, te implor. Hai să depășim momentul ăsta. Fii atent, te duci în bucătărie și spui așa. Șeful, în 5 minute, pulpa de berbec e gata rumenit. Da, îl mințim ca să ieși din încurcături. Nu e frumos să minți. Mă, nu e frumos să minți, mă, dar câteodată e necesar. Hai, du-te și, da, așa, ia să vedem cum facem. Așa. Am venit și acum am venit din bucătărie. Hai venit din bucătărie, da. Dar am acolo, dar venit. Să zicem că e șef. Așa, e ce frumos, pe? În 5 minute pulpa de berbec e gata. Așa. Măi, omule, nu mă, hai, du-te și spune, în 2 minute pulpa de berbec e gata. Și... 2 minute. Pulpa de berbec este gata. Nu mai gata, mi s-a numerit, gata, nu mai lasă, nu mai. În 5 minute, 2 minute, cum ai venit, dar să ții la un moment dat, spui așa. Șeful a învărsat pulpa de berbec. Mă duc în bucătărie. Da, faci un drum, pa, și vii și spui, nenorocire, nenorocire, mai nenorocire, mai nenorocire, ce, mă, ce s-a întâmplat, zic eu? Și tu spui, a vărsat pulpa de berbec. Te-ai înțeles? Da, și-l mințim. Și-l mințim, așa. Hai, ca să-l abia, abia aștept să vină. Bine, șef. A venit cercul. Două se întorci, i-am promis, am înțeles. Bună seara, șef! Stai, vă rog să ne înțeleg. Ce voi fost la pește? Băi, dași, băi, din curtea. Avem o problemă, dar mai întâi să vă servim cu ceva, nu? Mă doriți un... Nu, măi, stai puțin, nu te grăbi. Așa, haide să-l servim. Măi, zi, mă, du-te la bucătărie și să-l servim cu ceva, da? Băi, ești iată, că veni cu un om. Nu, măi... Bine, mamă. Hai și ceva de mâncare. Du-te la bucătărie și... Măi, omule, nu? Du-te, mă! Ce, du-te! Haide, mă! O să iasă bine, la urmă, cabinetul nostru... Ce, mă? 5 minute! Noi vă pot... 5 minute! Pulpa! De verde! E gata, luminic! Măi, pot pleteza. Du-te, mă, și vezi unde-i culpat. Vă rog să mă scuzați. E mai bine. S-a născut în timp. Da, e agitat. Două. Ce vrei, mă? Două. Culpa de mine. Gata, mă, du-te și anul. Punem partide. Bine. Asta e a mea. Asta e a mea. Și asta e un zârf de piciu. Da, hai mă mai repede, măi. Da, mă, da, și... Ce, mă, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce s-a întâmplat, mă, ce s-a întâmplat? Ce-ai făcut, mă? Ai vărsat pulpa de porc? Nu, ciorba de fasole! Cum ai vărsat o ciorba de fasole? Nenorocitule, nu s-a spus! Ce spune? Ia bunșul de porc! Țărani la stâns de coceni. Hai în Europa, nu mai suntem slu.
ca popa pentru.